Pești. Peștii sunt triști. Sunt cumva izolați. Această energie a vărsătorului se află în casa 12-a, casa izolării. Ei acolo empatizează cu tristețea și cu situația celorlalți. Vor să-i ajute. Starea de tristețe și de frustrare are la bază faptul că ei nu pot salva pe cei care îi văd în suferință. Și mai mult decât atât, își dau seama că parcă nu trebuie să salveze. Trebuie ca să își vadă ei de treaba lor și doar trebuie să empatizeze și atât. Acolo este un Venus vindecător pentru pești. Este un Venus calin, un Venus consolator, care le dau peștilor puterea să se detașeze de tot ceea ce i-a îndurerat până acum. Să înțeleagă și să ierte pe oamenii care le-au greșit. Au puterea de a accepta durerea, au puterea de a ierta și au puterea de a înțelege că cei care le-au adus regrete și remușcări merită iertarea lor și pot să facă acest lucru. Pentru cei care sunt singuri, se vor consola cu singurătatea lor. Nu-i mai deranjează atât de tare ca până acum.